Unii zic, știi dacă spală omul mașina în drum? Nu tot una o plouă. Ei bine, nu tot una. Ia uitați-vă ce se ia de pe o mașină. Uleiuri și tot felul de chestii colorate, multicolore. Și apa asta ajunge în sol sau în râu. Și nu e așa că nu-i bun deloc. Deci nu întâmplător e ilegal să speli mașina, microbuzul, autobuzul în stradă sau acasă. Pentru că poluez. De fapt m-am oprit să vă arăt groapa asta strașnică de lângă Piața Gemeni. Și nu-i semnalată niciun fel. Și probabil nu o să fie reparată de grabă. Nici până o să fie terminată mega catedrală în care s-au băgat milioane din bani publici.